Luna decembrie este întâmpinată cu veselie de către locuitorii din comuna Scobinți. În parcul eroilor din fața primăriei au început încă de luni, 6 decembrie, să fie expuse decorațiuni lucrate manual de un grup de 8 voluntari, activitate desfășurată în cadrul proiectului Centru de zi pentru bătrâni. Astfel, în zilele de 6, 7, 8 și 19 decembrie, începând cu ora 11, se va desfășura târgul de Crăciun, denumit Dăruiește pentru bunicii comunei. Coroane din crengi de brad, decorate cu frunze uscate, nuci, ghinde și castane, lumânări decorate cu crenguțe sau ghirlande și mărgele colorate, toate aranjate cu gust, astfel încât să emane un aer de sărbătoare, vor putea fi admirate în cadrul târgului de Crăciun. În ideea de a căuta o metodă prin care voluntarii să interacționeze mai mult cu bătrânii, am hotărât să facem niște ornamente de Crăciun pe care să le donăm bătrânilor și să facem și un târg în cazul în care cineva va voi să doneze, să cumpere un produs, să doneze un bănuț, banii colectați o să încercăm să le cumpărăm niște produse alimentare bătrâneilor din proiect și nu numai, în funcție de cum reușim și noi. Dar ideea este să le oferim un ornament pe care să-l pună pe masa de Crăciun sau pe la ușă, cum vor dori. Fiecare voluntar va merge la ei acasă și va face acest lucru chiar în ajun de Crăciun. Accesoriile decorative specifice Crăciunului au început deja să atragă privirile curioase ale trecătorilor, iar mulți au și cumpărat deja câteva dintre produse pentru a-și împodobi casa în pragul sărbătorilor de iarnă. Banii care rezultă în urma achizițiilor făcute de către localnici în cadrul târgului de Crăciun vor fi folosiți pentru a cumpăra produse alimentare care să ajungă la cei 125 de bătrâni care fac parte din grupul țintă. De asemenea, o mare parte din decorațiunile lucrate de voluntari vor înfrumuseța casele bătrânilor și vor oferi un aer festiv. Adică ideea este că am încercat să facem cu produsele din gospodăria fiecăruia. Fiecare a adus o cană care era desperecheată, o parfurie care nu mai avea ce face cu ea, brat din curțile fiecăruia, ghindi, un voluntar s-a dus în pătrunjoc cu cules ghindi, un alt voluntar a tăiat cu drujba bucățele de trunchi de lemn ca să punem pe ea să facem coronicii. Deci o săptămână au lucrat vreo 8 voluntari până seara la 9. Noi voluntarii au lucrat la realizarea decorațiunilor de Crăciun chiar și câte 8 ore în cursul săptămânii trecute, astfel încât să ofere celor 125 de bătrâni din cadrul proiectului o bucurie în pragul sărbătorilor de iarnă. Precizăm că atmosfera festivă va fi întreținută și prin alte activități care urmează să aibă loc în luna decembrie. Astfel, pe 19 decembrie va fi organizat Pomul de Crăciun, un concert de colinde, eveniment la sfârșitul căruia micuții din comună vor primi și cadouri. Iar pe 19 decembrie vine Moș Crăciun la noi la Scobinți, vine un pic mai devreme de anul acesta și în cadrul acestui eveniment Moș Crăciun nu vine singur, va veni cu daruri pentru cei mici și pentru cei mari, dacă au fost cu minți, și va veni cu oameni, cu artiști renumiți, cu Fuego, cu Alexandru Brădățean, de asemenea copiii și ansamblul nostru folcloric vor avea și ei program de colinde din zona noastră și sperăm să ca virusul să nu mai apară până atunci și nici de atunci încolo și să putem organiza frumos acest eveniment drag mai ales copilor, dar drag nouă tuturor. În ultima zi din luna decembrie, în comună va fi organizat și Festivalul de Tradiții și Obiceiuri, eveniment care va marca sfârșitul de an.